recente a 2001, trăiți la Casa de Copii cu o viață chinuită fără Dumnezeu. Care e soluția? Dar privind spiritualitatea
iudaică, din libertatea ca a credinței în Dumnezeu și în om ca persoană cu un adânc care cheamă adâncul Dumnezeu. Și iată de ce noi am suntem chemați să ducem în Europa soluția, să ducem la casa de copii, dar nu numai acolo, la care contactul care este setat, cum spune Părintele Rafael, într-un fel, și care trăiește dincolo de această cușcă, este închis într-un bench, dincolo de această cușcă pe care funcționează și reacționează. Fiind atenți la limbajul europei, noi europei raționaliste și Europa științifică și Europa în stare doamnă așa cu avântul ca să face mai mulți, și Europa care geme, plânge, se sinucide, sunt oameni care acolo comunica cu multe de durere, mai mult decât la noi. Și noi suferim, dar noi n-am ajuns să vedem la psiholog, nu? Nu mai putem, mai la o răzitoare, mai la o coapă, după aceea ajungem la biserică și ne găsim cu aceea și vindecarea. Această vindecare trebuie să o ducem, să fie mai pe ei, asta pe noi. Și să vă uitați la acești mari oameni de știință, psihologie, fișa carită, durerea umană, cum ce bine spun pe lumea lucrurilor, cât ce bine definesc rana făcută în sufletul omului și nu știu ce să facă. N-am ce să ofer, nimeni nu poate să vindece. Omul este făcut să iubească și să fie vii. După ce se naște, începe să sufere că nu e vii, atât cât își dorește și cum își dorește, și este învățat să mintă, să se ascundă și să nu iubească. Și își creează un întreg sistem de sinapse și de așa prin care el se ascunde de sine. Când comunic, eu de fapt vorbesc în așa fel încât să nu știți ce simt eu. Nu, mă rog, e un exemplu, m-am învățat să nu mă ați interrompt de tare, da? Și sunt mai bucuroasă de interrompt. Așa că, să ținem cont că acești copii sunt chinuiți până la a nu mai avea nimic din omul vin care reacționează liber în fața unei realități. El reacționează prin experiența, prin traumele lui, prin vremurile pe care le-a avut. Ca să treci dincolo de asta, să te audă și să te vadă, să nu te confunde cu mama lui, cu tată, cu educatorului, cu profesorului, cu cel care a fost studiat în clasa întâia, sau cel care a spus unei lume de mic, o să fie criminal ca taică, o să fie culpă ca maică ta. Acești copii au fost setați de așa, au promis să-și facă misiunea, el cred că să fie criminal, cred că să fie ce i s-a spus. Ca să ajungi acolo, tu trebuie să ai pe Dumnezeu în tine, ca să vezi timpul de asta, să vezi timpul lui Dumnezeu și să poți să ajungi să simtă iubirea ta. Și după aceea se deschide. Noi nu putem face mai nimic fără să fie specializați. Dar o clipă de iubire autentică îl aduce acesta la o dimensiune omenească care poate să fie dincolo mai strălucitoare de ta noastră care face multe multe lipești. Cumva două întrebări în una. Cum se ne rugăm pentru ce sunteți stăpâniți de o patimă? Cum se ne rugăm în timpul săvârșirii efectivea unui păcat, de exemplu, când via la curatorul internetul? Doamne, cine scriptează-mă și iubește-mă că eu pe dispoziție mă mână acum. Da? Iau de unde sunt ochii mei acum. Iau de unde mă mânche. Mi-am mai pus o porție și încă o porție că sunt spărat. Da? Și zic, Doamne, iubește-mă, Doamne, iubește-mă. Și mă arăt. Există o mișcare românică în care mă arăt lui Dumnezeu. Eu când mă mânc, când mă înjur, când scur, când fac ce nu mi place, nici mie, dar nu de celor care cărora place de creștit admirația, eu am o mulțime de simțăminte. Eu fac asta pentru că îmi face plăcere. În ciuda faptului că de rușine, mă detest și sunt rezultat de mine. Acest război de mulțime trebuie trăit și acceptat. Ori noi mă uităm, ne întinecăm
partea de rușine și ne axăm pe plăcere și mai se spune în fie tofii, la Europol, la Sântalce, și după aceea suntem aruncați în cealaltă parte, rușine. Vom trebuie să acceptăm atunci și rușinea, și disprețul, și durerea, și plăcerea, și tot de atunci să vedem Dumnezeu, eu te Doamne, cine sunt eu. Acesta este ce numește Părinte Rafael spovedanie permanentă. O povestă permanentă. Doamne, nu pot. Doamne, uite la mine. Doamne, iubește-mă. Doamne, fie de la și încet, încet, omul Dumnezeu din noi cucerește omul căzut din noi. Omul ăsta căzut, care face trăznește, de la trezor trăznește, nu este străin de mine și nu este rândul să urăsc, ci să iubesc pe așa cum te iubim pe cei la care nu te stai mai în social. Eu îi spunea unei creștine care puteau nu mai multe autorități decât dumneavoastră, era celebră în bineface, și zice, Doamne, dar vrea să trata de nevroză, de depresie, la mare psihologie. Și se spune, Doamne, eu sunt fascinat că dumneavoastră faceți atâtea fapte bune și merge la deținut, disciplină, bolnav, bătrân, schilos. Și n-am venit un pic de milă de bătrânul cu ștergașul, schilosul, alcoolicul, obesivul, destinatul din dumneavoastră. Înțelegeți? Deci noi nu iubim această om căzut din noi. Nu-l asistăm măcar social, dacă nu. Deci nu-i dăm atenția cu ei, dar rugăm frumoasă, să-l legăm pe nerușine, când ne spovedim în pârâng, da? Așa nu eu, el, nu? Și nu avem acea durere că eu sunt cel bolnav, nu mă asum că eu sunt acesta. Și când mă asum și mă ofer cu Dumnezeu, mă vine. Noi ne ducem la doctor și ne spunem la doare tare. Și treabă unde? Nu vă spune. Că e rușine. Hai, dar nu am la casă să am foarte dură, foarte rușinos. Și atunci, dați-mi un tratament. Să cum să dai la rușine ce ai? Acolo, când mă doare, când fac fapta aceea, atunci doar cu Dumnezeu. Dar ce nu pare imposibil? Care m-au lăsat așa să trăim schizofrenic, dar se poate. Și după aceea, chiar dacă nu încetează patima, că e mare, grea, e chiar o patima pe care o putem numi de iute. De exemplu, România, e o zonă care n-a numit-o, România Sfântă. Și de așa nu se depinde de o boală care era vechiute, nu? Da, rugându-te și arătându-te, Dumnezeu, ce de ce Dumnezeu lucrează. Deci, nu pot să vă spun în cuvinte, dar rugați-vă să pricepe că asta este o mișcare a sufletului de a arăta la rea de Dumnezeu și o vedem așa un iubiește. Nu vedeți, că atunci în clipa în care faci păcatul, Dumnezeu îți poate da de plăcere. Toate păcatele ne fac plăcere. Nimeni n-a face păcat dacă nu ar o fie plăcere. Și plăcerea nu este o idee. Plăcerea este o realitate scrisă în sufletul nostru, în trupul nostru, vibrează în celulele noastre. Creierul nostru produce endorfine, substanțe hormonale care ne fac plăcere și când urâm, și când ne e frică, și în toate partele noastre, de fapt, este o plăcere. Nu mi se pare că atunci când suntem mânioși și partea toți și așa, de fapt, suferim și că nu este o plăcere. Dar după aceea, toată lumea spune, m-am înlăcorit. Nu? Deci, așa că coreană este o mare plăcere. Așa e mica pentru care noi ne lăsăm pe altă parte din respectivă. Dar de timp ce te rugărești, zici, Doamne, n-ai cu o răcoare mai plăcută ție și mai ușoară să te rugărești după aceea, nu? Și atunci la început o să vezi că efectele nu sunt acelea, nu mai durează la fel. Și prima minune e nu că nu mai furi tu, ci că cei pe care îi rănești, ci cei pe care îi rănești, îi doare mai puțin, începi să te aștepte cu rugăciunile lor, începi să te apere, nu mai sunt complici cu tine, pentru că atunci când cineva are patima în ei, îi trebuie foarte Dumnezeu în care, pe cei care au patima, să stai de victimă, nu? Și ce plăcere să fii victimă, o mai mare decât care să fii pe loc, da? Și de așa, ne dăm cu
altă plăcere, dar când descoperim că plăcerea asta era bună a morții, cea suferită, îndrăznim să ne arătăm lui Dumnezeu. Deci nu este bine să stai în genunchi și să faci acatistul Mântuitorului, în timp ce fumerea s-a dus la, imaginea rușinată pe calculator. Nu, dar în timpul aceea să zici, Doamne, nu ești mă, Doamne, iată-mă, Doamne, scapă, vine cu sufletul meu că trece ție acum. Mulțumesc. Vă mai zic o conferință, nu mai zic mult o seară, că stai mă vădată și vă vorbesc mult. Cum poate nota ce mai mulți tineri din genul de plasament spre a fi de un caracter religios, în condiții, de existenței a tuturor alternative mult mai atractive? Noi mai puțele folosim o șmecherie. Nu vorbim de Dumnezeu, nu vorbim de religie, suntem fericite cu icoanele, nu dăm nimic. Nu? Și pornim de la ceea ce ne place iubiților noștri, prietenilor noștri. De metoda pe care a folosit-o Dumnezeu. S-a dus, s-a oprit la fântâna lui Iacob, s-a așezat pe marginea fântânii și a venit la Maria. Și știți ce a spus? Dar ea gândiți-vă, Doamne, a spus, eu sunt Mesia, eu am fața vie și am venit să se aducă la fața vie. Tu vei fi potrivit și te duce, nu. Ce plăcea la Maria, ca să ne lasă și lăsa pe alea acolo și că am citat, dar spunea, am învățat un nebun la fântâna lui Iacob. Foarte mulți activiști, propagandiști și așa de noștri, sigur că vor veni aceia care au obținut să se întâlnească cu nebun, nu s-a tunut și acolo, dar pornind de la setea, de la nevoia acelui, el vrea să lanseze, lansăm. Că vedeți ce frumos azi, când am zis eu așa un picior și am văzut din palme, vreo 4-5 s-au convertit după ceea ce au văzut să spovedească. A zis, mai că la casă, că noi am făcut și eu zice, și ce vreau să fac? Ei, să te spovedești. Dar asta mai târziu, nu ce prin spovedea mea, zice, ci ce vede prin când a sărit de sena, stai de vorbă. Cel mai important lucru este ca o să simtă că, tu vrei să recunoști, nu? Recunoște ce face el. Nu ce mi-aș putea mie să fac. Aici și părinții greșesc foarte mult. Că așa că la copii, ca copii să aibă plăcerile, preocupările pe care și le doresc ei. Că a venit un părinte, un copil la consiliere, dar nu vrea să, nu vrea să asculte nimic. Că nu asculte și pe rugăciune este foarte bună, dar care își pune șosete de spalate, în zăcarul lucrurile, și făcă tot ce și pune la iPhone, și și că ei nu știe ce să facă. Și copiii mei, așa cu ei, am întrebat-o ce dacă vrea să facă părinții și mi-a spus că ar putea și să facă ședință. Ședință. Dar de ce? Păi, ca să nu știu cine rând să vorbesc, să mă asculte și pe mine. La care toată mi-a zis, măi, că de ce să ascult? Păi spune, mă, am copii. Nu vorbesc de după o gândire, de după ce a vrut la conștiință din atunci și ai vrut de copii. Imaginați-vă, de asta copilă, Dumnezeu în stomac, Dumnezeu în sapă creștani, Dumnezeu în suflet, Dumnezeu în cuvânt
Și atunci el ne va învăța ce și cum să facem. Cum ar trebui să abordăm o fată femeie care vrea să facă un abort? Prin ce mijloace o femeie convinge să ne facă aceasta? În primul rând, trebuie să-L abordăm pe Dumnezeu. Să nu mă întrebăm mai multe relații cu Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu cunoaște frica ei, nebunica ei, dezmedența ei. Și apoi, pasul următor este să auzim de ce vrea să facă. Lucrul mai important pe care trebuie să-L învățăm în relația cu oamenii este să-i ascultăm cu oamenii. Pentru că oamenii creștini numesc pe această creativitate ascultarea activă sau ascultarea empatică. Adică ascultarea în care să nu gândești în timpul ăla. Aha, acum mai zic așa, dar dacă îi spun așa, ce o să zic? În timp în care cineva trebuie să vă părească noi experții în toate domeniile zile, eu mai știu că vreau să zică, dați găsit la cumpărător și le putem în plin 3-4 variante geniale de răspuns și am pierdut omul. Vom întreba vorbea, vom întreba să ne ceva. Dar la urmă și cum ne prostit. Mult omul e greșit, omul speria, când are nevoie de cineva și ascultă cineva o vreme, și așa v-am gândit de mult, spune părinte, vorbești tot pe dreptul ca să te prinde să facă la scurs, să interesezi, că nu știu dacă e subiectul pe treabă, așa, în fața oricui. Așa că tot timpul să vă gândiți că am vorbit de un om speriat, un om, nu există femeie însărcinată care să ne fie îngrozită de faptul că vrea să-și acordeze bunul. E legea lui Dumnezeu acolo, ea e prima de creatoare de oameni cu Dumnezeu. Doar că își aduce argumente și ca să își închide, își asculte această frică. Ascultându-o, întrebându-o de ce face și cine este și cum trăiește, ea îi se topește armura de apărare și se deschide și puteți vorbi. Însă, să vă fie Dumnezeu. Numai El poate să vă dă gândul omului din fața mea. Și dacă o face pe mine, îi să vă dă cea. Urmă o întrebare asemănătoare. Cât timp ar trebui alocație în timpul Dumnezeu în ceea ce privește rugăciunea, dar în timpul când ne permite trecând de rugăciune, dar dacă suntem cuvântul la Dumnezeu e suficient? Și cum putem spori lumina voința pentru rugăciune, pentru plinirea camerului zilnic, mai ales atunci când suntem obosiți seara și nu am vrea să rămânem cu camera zilnică neîndeplinită. Dacă rugăciunea este rugăciunea de probabilă, nu există nicio metodă, nicio putere pe lume care să ne determine să ne facem matematic cu exactitate în fiecare zi. Nici măcar călugării îmbunătățiți nu reușesc să-și facă practica ușor în fiecare zi. Dar rugăciunea nu este doar practica. Practica este, este masa. Rugăciunea este rană pentru sufletul omului, pentru Duhului, pentru partea cea mai adâncă din noi. Și ca și în cazul Duhului, noi nu ne hrănim tot timpul. Și bine facem. Pe fiecare medică de timpul, pentru ce doar mai au timp pentru digestie, pentru eliminarea toxinelor și de emoții că ne plăcem pentru organism. Nici sufletul, nici Duhul nostru nu se hrănește cu mâncare grea, consistentă, toată ziua. Are momente, dimineață, seara, mergi în nopți, cele șapte laude, după cum e la ceva bine, s-a înscris fiecare. Între mese, omul nu mai mănâncă, dar respiră. Și în părinte spunea că rugăciunea de gând, rugăciunea pentru cuvânt, rugăciunea Doamne Iisuse, Doamne Iubește, un verset repetat din psalm, este ca respirația. Duhul nostru respiră. Dar noi o să rugăm, noi avem cursuri, noi avem activități și nici măcar lucrul acesta nu putem face tot timpul. Adică nu putem să respirăm profund și corect tot timpul. Dar atunci ne rămâne rugăciunea aceea care este cum spune gândul la Dumnezeu și care este o mișcare a sufletului de
de îndreptarea tot ce e în mine către el. Credeți că lucrul ăsta se va transmite de Doamne vieță, Doamne este Hristoasă, în mod așa cum putem noi, suntem și mecanic, dar Dumnezeu lucrează și de ce ființa noastră lucrurile se adună în jurul numele lui Dumnezeu, sau vă vedeți din psalm, mai ales vedeți din psalmul binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu și lauda lui Dumnezeu este un far, este o bombă de care te aruncă dracii. Diavolul poate să stea în orice creștine. Dacă zici la orice doamne, sau prin cristian și pe doamne pe Domnul, sau și la orice Domnul, nu se poate creștea asta, nu-i pace. De ce? Pentru că singura creștine neinteresată, total neinteresată, dezinteresată și din cauza de femeie în roată. Așa că nu-i cer nici, nu-i cu nici, doar zici la o zi, Doamne, la o zi. Așa că repetarea acestor văzuturi scurte din zilei, poterirea Sfântului la Dumnezeu, ca unul respirație, bună seara, nu va fi foarte. Și vor mânca, așa că ne repetăm la oala cu mâncare, vor de Dumnezeu și de obosita fi, și mine nu avea mai libra în urmă, nu? Că da, nu știu, am urmă, nu? Așa s-a dat un timp pe cea în urmă, dacă ne este cu adevărat oameni de Dumnezeu. Însă, profeția fiind mult mai grea de credințirea sămoarelor, Sfântul Părinte a recunoscut acesta și ne-a dat un semn, așa că să facem ca să nu ne facem complexe. Și a zis, ești obosit, să te duci la Părinte, să te duci la rugăciune și să zici sunt atât de obosit, pentru că nu îți spune că rugăciune ce vă fac. Fac un mai tată noastră, dar nu-mi fac. Și ca o rugă de rugăciune, acolo să avem un corțișor sfințit în tată noastră, cu o coamă unde un ușor care să ne așezăm în genunchi și să rugă acel oricine pe vorba aceea. Și zice în tată noastră, dacă suntem obosiți, după tatăl nostru ne vom simți de parcă ne-am lucrat două ore și vom adormi încurcați și bucuroși. Dacă era ispită de la așa, rămâne în urmă două ore și zice, nu cred că nu am chiar atât de obosit. Dar pe o taină mare, o jumătate de oră de rugăciune face de 4 ore de somn profund. De rugăciune profundă. Și e de un jumătate de ori mai dulce decât somnul. Doar că trebuie să facem profundă. Ca să facem profundă, să facă Dumnezeu profundă, trebuie să ne rugăm în întregime. Noi ne rugăm de obicei în capul. Nu? Doamne, este să se pui acolo în cap. Sunt multe. În motociclete, zicea o tânără, zicea o motociclete prin mie pe cap. Deci în zice motocicleta, Doamne, primește, merge drept spre coame, că era în motocicletă, m-am gândit acum unul care m-a făcut o mică, dar nu știu dacă motocicletă, sunt mici așa pe jos, și zice tare, au motor foarte frumos. Așa ne spune, prin cap tot felul de gânduri, la rugăciune. Rugăciunea ca să fie profundă, trebuie să fie profundă și în ființa noastră. Noi nu suntem, nu locuim în creier. Credere este un organ pe care ne manifestăm, ne facem văzute, auziți. Noi avem inimă, nu mă duceți acolo, că nu am ajuns fizicași. Noi avem, suntem Sfântul Silvan de Ceamă Cuvânt, am citit zilele astea undeva, îi spunea Sfântul Nicolae de Mielovici, dar îi spunea că a fost ucenic. Și zice, dar zice, mă zice, părinte, într-o crotă, în mare, sunt ucitată, de ce nu știi aici la moară, unde se zăbrește să creștea și pe scurcă rugăciunea. Și Sfântul a spus, dar eu sunt în grotă. Trupul meu e grotă pentru sufletul meu. Și sufletul meu este grota Duhului Sfânt. Și eu am înțeles, dar și mie îmi place să slujesc oamenii, iubesc, și că toată niciodată nu este în grotă. Deci dacă nu este în trupul meu și nu este în sufletul meu, mă vădăresc în această strădorare, atunci voi părtășe mai fi profundă. Când mă rog gândul, imediat se duce la mine care nu e. A fost așa. Da? Sau mai
ajung, tălbuindu-mă cu totul. Fac niște mătări, fac niște ginecuri, stau în genunchi, nu mă așez. Acum 6 ani am avut o conferință aici, am zis-o pe asta, să mă așezați pe călătorie și eu nu mă dau cum, nu știu dacă e aici. Mi-a zis, mai că mă frânge fundul de ce mă apropie că eu te nu mai pot rău să stau, că mai e nimeni. Da? Nu mă așezați să mă pe călătorie, pentru că e comod, dar nu, profesia nu mai este, nu mai este pregătire. Deci totul trebuie să-l simțim. Efortul acela care face în înțelepciune sau în mutanie ne face să ne simțim trupul și atunci ne putem urca. Apoi, ne încălzim puțin totul. Sufletul trebuie încălzit. Am văzut că uneori ne rugăm cu atâta drag și cu atâta bucurie și câteodată deloc. De ce? Pentru că nu locuim, nu ajungem cu atenția noastră în locul în care ne trage Dumnezeu. Noi suntem un microcosmos și suntem așa de cunoscuți și de mari și de luni și de lași, că noi e și dragul și raiul, toți dragii circulă prin noi, în cuprinsul nostru și îngerii și Dumnezeu este. Dar depinde noi în care comandă ne rugăm. Că dacă m-am gândit la mine că nu mi-a scris nici nu mi-a dat, vă dați seama ce că m-am automat. Cum să te rogi că m-am ce? Da? Dar dacă te gândești că Dumnezeu te și pe mine și pe mine și am doi bun și sfinți, bun și am rai, zic, ne-am rugat în satelitul Doamne și ne-am pus în zonă, am gândit de Dumnezeu. Dacă vezi un film frumos, de exemplu, acela cu insula, nu, Ostrov, așa, dacă citești puțin în Sfântul Siloan sau dintr-un sfânt care se drag, inima se încălzește și apoi să te rogi, apoi să faci părgășină. Pe tot grămadă de șmecherii din asta, vă mulțumesc și fiecare ar trebui să ne povestească care e a lui și toți avem și reușite și cădere, pentru că atunci când suntem slabi, atunci suntem tari. Uneori rugăciune nereușită e mult mai valoroasă pentru sufletul nostru decât una reușită. Taina rugăciunii este Siria, împărăția de ea cu Sila. Iar Sila uneori înseamnă chiar de scus. N-am niciun chef să mă rog. He, mă rog fără chef. Și să vedeți ce bucurie ne dă Domnul atunci. Cum știm cât e mai bine să ajutăm noi cu rugăciunea și cât e bine să vorbim, să mărturisim și să acționăm? Nu există numai cu rugăciunea. Rugăciunea nu înseamnă cuvânt sau când. Rugăciunea începe cu gândul și cu cuvântul și te întotează, vezi învățătul. Dacă te rogi, fata ta arată un fel. Dacă te răzbui mântând pe așternare și zici vreo două, fata ta arată altfel. Când te rogi, faci ceea ce se cuvine să faci, ce demandă Dumnezeu să faci. Rugându-mă pentru cei de lângă mine, Dumnezeu îmi suflă și mă îndeamnă și lucrează prin mine să zic sau să zic ceva. Sunt situații care pot să le păi dau palmă acelea din rugăciune. A dau palmă cuiva într-un moment poate fi rugăciune. Da? A cumva pe cineva la un moment dat poate să nu fie deloc rugăciune, dar poate să fie și rugăciune. Deci rugăciunea mea, mai mare ce să facem. Poți să dai de pământul sau să nu dai, să încurajezi sau să ceri, să mergi mai departe cu un om sau să te despați de el. Deci să cetezi relația de ajutorare, pentru că o transformă într-o relație parazitară. Deci rugăciunea, doar rugăciune. Și toate faptele noastre sunt și să fie doar rugăciune. O să vedeți că atunci când totul se transformă în rugăciune, pentru familie, pentru ce? În tot timpul. Copilul sau prietele sau soții se roagă unul pentru altul gând sau se binecuvintează, să nu credeți acolo vor fi mai cântece de slavăție, Doamne, slavăție sau că se pute reunică. Că se auzi și mai multe strigăte și se ceartă și se înfăciune. Pentru că până ne potrivim noi, micina se plătească la măreția lui Dumnezeu, sunt
văd de teren, porușit, de unde ce cădere, așa să fac o rugăciune, să nu le facem doar rugăciune. Doamne, miliești, Doamne, și mi-a zis că două, să mă rămâni și îmi face, Doamne, mi se rizică, și 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 mi de 9 ori, 9 nopți, la miezul nopții, ca să se întâmple ceva bărbatul ei care conșelase și în a noua noapte, după 9 ori, a dat-o 9 ori, după 9 ori, care nu știu, și-a luat un picior, ia, de tot așa. Și s-a întâmplat pe Dumnezeu și mi-a povestea mea, a dat-o vreo 20 de ani. Și a spus, păi, ți-a venit cu mine. Și mi-a zis, tu, cine a dat-o vreo 6 ori, nu știu dacă ești drogă. Ai zis, ia să vreo în antichitățile fantomice, acolo exista riscul de a deveni extenuat, fiind aspirat energic, având în vedere că atunci când vrei să fii filantrop, vrei să dăruiești de deschis, există riscul? Există foarte mult cea mai moștenită opoziție, ecologizare și distruși pentru că au fost foarte bune. Aceștia nu au făcut foarte bune. Dar dacă o dată bună, când ești filantrop, nu este spunea ca Dumnezeu. Adică eu o să vedeți de multul. De ce îi faci, că te faci în mâna Dumnezeu și lucrează ceva prin tine, ai un moment obosat, firesc, când tu îți interesați, în moment în care îi dai lui Dumnezeu toate înapoi. Dacă însă uite Dumnezeu și mă consider eu Dumnezeu și îți rezolv cazul, trebuie să fac ceva pentru ea, pentru el, trebuie să tardeze, că așa, atunci sigur că o să fac o poziție. Aici dați și în curând, nu voi mai avea nici familie, nici viață particulară sau intimă, voi fi tot timpul prins ce se fac cu care și cu care. Mai avem învățătură limpede, plânge cu ce se plânge, bucură cu ce se bucură, roagă de pentru fiecare. Această slujire, gândiți-vă cu părinții, cu copii, dacă ar, și care trăiesc intens, toate tragediile și dramele și urciunile, sufletul nostru pe care îl lăsăm mai acolo în dreptul lor, i-a lucrat dacă ar fi lucrarea lor. I-a lucrat la Dumnezeu care îl mișcă de la noi. Deci ne ofertăm cu Dumnezeu, predicăm cu Dumnezeu în fiecare și să ne spălăm. Ne spălăm lucrăm într-un momentul așa cu miserie, ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe tu, să ne spălăm și pe suflet, să spălăm sufletul, să ne predicăm cu Dumnezeu, să curățăm la cafea de prânz, să facem această și să credem că Dumnezeu curăță. Un părinte spunea că urechile lui sunt ca niște veceuri. Atâta s-a turnat acolo, atâta auzit. Și eu, care sunt un fel de veceu public în privința asta, că nu vreau să spune, da, știți, la păziere și nici nu sunt după pisanțul, fac acela, da? Un altul, așa? Și mă gândeam și de-aia, dar eu de ce nu... Și ce ne simți tare sunt, că nu am urechile... Păi nu mă simt că nu mă dar în urechi de la ce spun oamenii. Și m-am dat seama de ce, eu am o patimă, de ce eu vreau, de faianță trebuie să fie extrem de curat. Lumina viața unui om trebuie să fie frumoasă, în prima care vizor este extrem de curat. Dacă de ce eu vreau curat, mai am probleme duhovnicești. Și deci mă gândeam dacă eu îmi trec veceul și așa de frumos, eu nu am vrut de om. Dar Dumnezeu să nu spune veceurile lui care sunt urechile noastre, dar cu o condiție, să le dăm asta, să le oferim, să le cunoaștem mereu că sunt în unele, că sunt în instrumente, că sunt în slujile lui de trebuie. Și atunci, nu mă ajungem. Ajungem așa cum spui, doar în clipa în care ne dăm importanță, doar în clipa în care trebuie să fim Dumnezeu. Ține minte, nu suntem Dumnezeu, suntem slujile Lui în am făcut păcate mari care mă opresc la preoție. Mă căiesc, mă îndeplinește gândul că nu mai pot deveni preot, nu pentru care am gândat până acum. Ce să fac? Nu mai pot ruga? Cum să fiu mai înainte? Mă înainte să mă îndeplinește și ai făcut păcate mari. Mă, dar te opri, te păcărești și ne adevărat că ai pierdut șansa preoției, dacă nu te faci
ca să facă. Dar mai ai o șansă să fii sfântă. Mai ai o șansă. Vorbim cu Dumnezeu de Sfinți care au făcut lucrurile de învăritoare că oamenii de treabă nu au mai cum să fie. Și a spus, singura o șansă este să devină Sfinți. În fel de asta nu se ia nimeni copilul. Și lucrează Dumnezeu. De ce de cele mai multe ori părinții și abandonează copiii? E posibil să vin din cauza crizei financiare? De ce de cele mai multe ori părinții unei familii, tinerii, aleg să meargă, să lucreze în străinătate și în același timp se despart și de biserică? Și de ce nu stau în țară să-și câștige existența? Vai, zi, vezi,
zidem zidul de cărămidă, nu zidul comicești, nu de iată, nu să mă zidez de comicește. Și după 12 ani, vorbesc la iată, o creștere care de la iubită și se stătoare, nu am văzut omul care își lăsa schimbă. Așa și s-a dus să se împace cu cine pe cineva zice, când a plecat. Mamă, nu ne jucăm cu lucrurile simple. Dacă ești monahie, dacă ai intrat în mănăstire, încearcă să câștigi școala Duhului, să privești asta și după aceea pe Dumnezeu va mântui. Toți care suntem religioși, nu vă chinuiți, nu vă luptați pentru posturi și pentru concursuri. Că face Dumnezeu minuni, să căutăm cu adevărat împărăția și ne mută El, ne duce El. E incredibil. Eu sunt o biografie de asta, o atractivă de minuni. A făcut Dumnezeu și-a fost. Odată m-a mutat, odată m-a animat, odată m-a mutat, odată m-a ridicat. Nu știu, mă mutat pe acea lucrurile de servești în bază acum. Da? Și așa se vor minunate. Dar trebuie să le suportăm și pe aceia în care nu ne știm prin școala răbdării, prin smerenii și să lăsăm iubirea pentru cel care ne lovește, ne permite iluzia ca copila mea și copiii mei de a fi binefăcători. Face mai bine, de a ajuta pe oameni. Până când vom trece prin proba aceea de a îndura o casă, nu vom putea ajuta pe mine. Slăbiciunea noastră se vede atunci când suntem ocărți. Și știți că e o prietenă undeva în Matricre, pe un tânăr așa, de obicez, pe amatare, vreau să-ți fac plăcuri și atunci la Bucovnic și părintele a spus că vreau să-mi fac cateră, să vă arătărați și să mă fac o iubă. Părintele a spus, după ce un an de zile stai acasă și plătești un om ca să te jure și să te ocărască. A făcut așa, s-a dus după un an, ei cum a fost, oare să spună că s-a așa prelucă, după aceea să știți că a mers foarte bine, nu. Și acum pot să dau o perioadă la săraci și să-mi mai înscrie. Părintele zice, nu, te duci și mărești pagarul de 3 ori și spui să te jignească acum, să folosească ce a văzut rău la tine și să spună lucrurile astea pe care le-a sesizat el un an de zile și să te umilească. A făcut așa, după un an s-a dus la părintele a spus, bine, acum vine la fel, am făcut la săran și mergi în cetate cu tare, că ne vedem acolo. Și-a plecat în societatea respectivă și la poarta cetății, scaldar mare, cu multă îngrosită și scandat, un nebun îi făcea cu o școție pe oameni din jur. Când a văzut pe ăsta ce se strige la el și se lucrească și se ginească și să... Și el a spus, dar chiar nebun, uite, pe mine mai cunoaște, mai zice câte ceva că știe, dar despre asta nu știe nimic. Și uite a văzut cu el. La care tânărul se apropie și zice și toate astea nu le-aș fi gratis. Așa că am mai și de toate dragi, un psiholog ortodox, avem nevoie de asta. Avem nevoie să traducem omul la mea cu care poate biserica ortodoxă, singur biserica ortodoxă, cum zice părintele nostru în Arsenie, dar pentru că biserica nu este urmă de mândrie puțin așa, să fie un început scurt. Ne-o cred că mai puțin, da? Cum poți da prevenentele de trăită atât de urmată care ar face măveții? Cum putem ierta și iubi din nou, fără să ne aducem aminte de tot trecutul? Este una dintre cele mai grele suferințe. Și e greu, mai ales în aceste situații, pentru că și iubim. Dacă ai un soț alcoolic și nu ai o casă de vești, poți să te despaci și să uiți după niște ani. Dar tentată este bună, de boală asta este foarte greu. Aici, aș vrea doar două lucruri să vă spun. Într-o familie care există un alcoolic, toată familia e bună. Alcoolismul este o boală de familie. Este o boală progresivă, pornește de la sărbătașie din când în când, dar era caios așa, e un șurcul nespre,
era când hai să te duci furios. Și ne-am zis, dar și că nu știam dacă o să ne pune să spunem poezii sau dacă o să ne iau un gen din afară de când o urmă. Dumnezeu să vă binească. Tatăl meu e bolnav. Și aveți nevoie să vă informați despre ce înseamnă boala alcoolismului și să învățați să vă faceți sănătoși. La Iași există, cum se numește de amă, de părțile... Așa. Este un lucru care se ocupă de alcoolism, de alcoolici. Eu știu, a trecut fenomenul acela, știți ce se întâmplă la bătrânețe? Două lucruri foarte interesante. Unul, puteți să uiți și al doilea, să vă miști cu cealaltă la Bălcanului, care deci există aici o școală de unde părintele lucrează și cu alcoolicii și terapie de grup se face, dar și cu familii de alcoolici, vreau să numești dacă nu, copiii de alcoolici au un alt fel de comportament, un alt fel de suflet, o altă de viață. Și tu îi putea să ierți numai așa cum iată Dumnezeu. Deci eu insist mult când cineva îmi scrie pe site să facă seminarul de iertări. A iertat înseamnă că am ți-aduce aminte de ce s-a întâmplat sau a spune că el că nu știe ce face. Asta s-a face Hristos. El lucrează în noi iertarea și vindecarea sufletului. A iertat înseamnă că se vindecă lângă acela care se împărăchează și felul de a fi și din cauza asta ești pentru că nu vă spun cum. Căutați pe site-ul să vedeți cum care e criza codependentului, adică copilului de alcool. Și cum voi puteți recunoaște imediatie că sunteți voia sau pe disabil. Așa că te rog să-l cauți pe peștele, negra cu peștele. Iulian Hegu. Iulian Hegu. Așa. Să căutați și să participați la programe și ne începem la greu așa și sper să le luăm și aici. O campanie de informare cu ajutorul părinților ca oamenii să știe că alcoolismul este o boală, este o boală gravă acum și că trebuie să facem ceva să ne salvăm ea. Și o ultimă întrebare, cum se vindecă tristețea? Prin bucurie. Da. Este un veșteșug al bucuriei. Și eu sunt expertă mea. Sunt scris pe site și pe fața mea și ori te bucuri, ori nu-i tristă. Bucurie sfântă și curaj a unui. Doamne și pe Ana, Nana Elena, Corona Ana, Pânt Ionela, Chiria Simona, Prodan Cătălin,
Vasile Amalia, Pulceu Petrică, Cumuzel Dragoș, Toată Sergiu, Ieroi Adriana, cred că am zis, Sosate Antonella, Musteața Andreea și Toată Mirela. Mulțumim foarte mult pentru acest să fie Dumnezeu, iubește-ne și ne iubește pe noi. Amin.